Salut! La mea voastră poate veni întâlnit. O schemă, comisia să înceapă, cred că... Da, cred că e însă, marea majoritate, adică toți membrii comisiei și reprezentanții serviciilor disconcentrate sunt prezenți. Putem începe ședința de lucru. De recepție la etapa terminarea lucrărilor a cadangeriei de tip de biomasă, da? Membrii comisiei, noi activăm în baza hotărârii 285 a Guvernului Republicii Moldova, care prevede că orice membru, fiecare membru a comisiei, e în drept să activeze în grup, e în drept să activeze personal, aparte, fiecare își e bloclotul, pixul și își înscrie toate neconformitățile, după asta le punem în discuție și verificăm, adică au intrat lucrarea respectivă în cadrul proiectului sau nu. După asta se face concluzia și se primește hotărârea. Dacă acceptăm recepția, o argumentăm. Dacă o respingem, tot o respingem și adică pentru următoarea dată, când vor fi gata toate lucrurile, va activa tot utilajul în regim stabil. Asta e. Serviciile totuși fac datorie de lor. Orice întrebare merge iată reprezentantul contractorului, da? Toate întrebările le adresați, le inițiați, procese verbale, obiecte și așa mai departe, ca până la urmă să avem un obiect care să creeze un confort copiilor, să asigur agent termic gimnaziu, da? Asta e. Eu, dacă îmi permite să mai complicăm, noi până la ziua de azi am mai contactat structurile raionale și de acum sunt avizuri date pozitive de la serviciul pompieri la situații excepționale, dar am lucrat preventiv. Este aviz de la pompieri, este aviz de la Serviciul Sănătate, Centrul Sănătate Publică, este aviz la Serviciul de Staff Ecologic, este aviz cu mici excepții a Serviciului de Stat în Energetică. De acum, comisia poate să fac cunoștință cu avizurile date. Da. Le examinează, dumneavoastră împreună cu contractorul, semnează procesul verbal, e la mine aici. Vreau că după ce ați obținut toate avizurile, vă adresați la Inspecția de Stat în Construcții pentru obținerea concluziei. Și nu vă, după aceea, se consideră obiectul dată în exploatare și în primit de către comunitate și comisie. Asta. Așa, da. Ce invitați să... Tot aici, în ieri. Temperatura unei e la unul este acolo la este, nu știu.
chestie este. Am fost încălzite la două cazane de tip universal. Zic că cazanele, piese pentru cazane acestea nu mai sunt de acum și a fost nevoit ca cazanul să-l modernizăm, acesta să-l modernizăm și fiind construit din niște trube de metal care, dacă se făcea focul aici, mai mult temperatura de ieșire din cazan era până la 40 de grade, mai mult nu se putea de ridicat cu dânsul, vă închipuiți temperatura care vine de acum, care apa trece prin schemă și vine înapoi în acest cazan. Era o diferență foarte mare, de vreo 15-20 grade. Luând cazanele noi care au fost instalate pe biomasă, sunt foarte moderne cazanele.
temperatura apii repede se ridică la o temperatură înaltă, fiecare cazan are un volum de 50 de litri de apă și repede se încălzește apa fiind transportată. Diferența între intrare și ieșire apii este în jurul la 5 grade diferență. Cazanele astea lucrând aduceau foarte mari prejudicii mediului. Iarna, în jurul școlii, era tot negru pe zăpadă. Astăzi, casagerie care lucrează la biomasă, miroase fumul, miroase a pâine coaptă. Mulțumim! Onorată asistență! Și astăzi participăm la un eveniment de o importanță deosebită pentru colectivul instituției și, în genere, pentru întreaga comunitate. Ca urmare a finalizării lucrărilor de proiectului ce a demarat în gimnaziul nostru, astăzi se dă în exploatare cazetărie pe biomasă montată la gimnaziul nostru cu ajutorul Fondului de Investiții Sociale din Moldova. La evenimentul nostru avem oaspeți de la reprezentantul Fondului de Investiții, domnul Magnet Vasile. Președinte, președintele raionului, domnul Burcă. Reprezentantul Centrului de Sănătate Publică Raională, doamna Ludmila Grabovski. Șeful serviciului situații excepționale raionale, domnul Veșca Ion. Reprezentantul Serviciului Ecologic de Stat, domnul Tudor Roșca. Reprezentantul Inspectoratului de Stat în Energetică, domnul Barilov Andrei. Băieți, împușeți-vă încoași cu față. Șeful Serviciului de în Construcții Raionale, domnul Leonid Berce. Specialistul în construcție al Direcției Educației, domnul Cârdășe Simeon. Primarul localității noastre, domnul Morboci Gheorghe. Ex-primarul administrației publice locale, domnul Cotruță Vladimir, cel care... Secretarea primăriei locale, director de proiect, doamna Larisa Vârlan. Membru comisiei de dale de exploatare, doamna contabil, șefa primăriei, Ana Arnăut. Consilierul local al Consiliului Raional, domnul Ciobanu Victor.
ne dăm seama bine toți că pentru a face față reformelor ce au loc în țara noastră la moment, este nevoie de reforme și în educație, care de acum ele au demarat. Iar ca instituțiile de învățământ să poată implementa aceste reforme, este necesar de a crea condiții adecvate pentru o educație de calitate. Administrația gimnaziului, de comun acord cu administrația publică locală și Asociația Părintească, fac tot posibilul ca să creăm condiții pentru funcționarea în normative a instituției noastre. Și să zicem ca să fie o instruire de calitate, o educație de calitate, în primul rând, țara și toată societatea trebuie să investească în viața și sănătatea copiilor. Deci, acest lucru ne străduim să-l facem și noi. Și în momentul când Fondul de Investiții Sociale din Moldova a inițiat proiectul Promovarea Strategiilor de Dezvoltare Durabilă în domeniul tehnologiilor de energie renovatoare bazate pe biomasă, administrația publică locală a fost receptivă și a depus o cerere de grant care a și fost una reușită și aprobată de Fondul de Investiții. În rezultat, am primit un grant de 574.000 de lei pentru a montarea cazengeriei la gimnaziul nostru pe biomasă. Aici au contribuit, unde contribuția noastră, în afară de aceasta, contribuția noastră 101.000, la care și-a adus aportul atât administrația publică locală, cât și Asociația Părintească, cât și Consiliul Raional, care ne-a acordat 20% din contribuție. Deci, dați-ne voie să le mulțumim celor care n-au fost indiferenți de doleanțele noastre și s-au alăturat să ne dea o mână de ajutor, ca astăzi să ne bucurăm cu toții de acest eveniment care va urma. Deci, darea în exploatare a cazengeriei, unde noi vom și demara sezonul de încălzire a instituției noastre. Deci, vreau să spun aici că Consiliul Raional ne-a acordat 20% din contribuții, iar Asociația Părintească, de asemenea, le mulțumim cu toate că, după cum vedem, copiii nu sunt ca înainte, dar părinții au contribuit cu 20.000 de lei. Deci, țin încă o dată să mulțumesc la toți cei care s-au implicat în realizarea acestui proiect și să sperăm că o să avem și noi căldură în gimnaziul nostru. Am făcut o scăpare. Reprezentantul, executorul de proiect, domnul Victor Ursu, asistă astăzi la... Cei care lucrează
mai mult și stăt timpul aici, noi la urmă i-am uitat asta. Sunt să îmi cer mari scuze. Deși cuvânt de felicitare acordăm președintelui raionului, domnul Boris Borcu. Dragi copii, dragi asistență, eu cea mai mare bucurie să plătească oameni atunci când ne-am pronunțat să dăm scutare ceva. Adică am în vedere, reparăm o grădiniță, o școală, o porțiune de drum, o porțiune de apeduct în sat. Și mai ales proiecte de astea de masă de la dumneavoastră, de cazuzerii care se lucrează pe biomasă. Mai copii, cred că s-au zis ce înseamnă asta. S-au zis, da? Cu păreri de rău, la noi în Moldova acest proiect a demarat cam târziu. Agenția asta de eficiență energetică, care a fost creată 2 ani în urmă în cadrul Ministerului Economiei, dar slavă Domnului că s-a început. Cred că la noi, ani de rând, în Moldova, ardeam pe dealuri noastre, țineți minte, cred că era sofozul, câte hripe de cei cu ce noi să ardeam pe râpi pe dealuri, cât paie, pe dealuri unde după ce se recolta grâu, mai ales în zona de stepă raionului. Și în același timp, cumpăram cu bani scumpi, cărbuni, gaz și alt combustibil din alte țări. Acum vă zic că a început acest proces în Republica Moldova și toate deșeurile astea, care mai ales din agricultură, care sunt la noi foarte multe, vor fi prelucrate în diferite feluri de combustibil pentru așa fel de cazăjerii cu masă la dumneavoastră azi să dăm scutare. Vreau să vă zic că noi în raion avem, s-a spus aici, 39 de cazăjerii în Moldova s-au construit ultimul timp prin FIS, prin Fondul de Investiții în Sfera Socială în Moldova, dintre care 3 erau în Telenești. Dintre care 3 în Băsăieni una. Dați seama, voi sunteți printre primii. Deci avem în satul Bănești, la gimnaziu și avem în Telenești la grădința de copii, care recent tot or să fie date în exploatare. Mai avem în afară de asta la liceul din satul Sărăteni, o cazăjerie care se lucrează tot pe biomasă, dar acolo nu pe piete, dar pe tucuri de paie, așa, balote mari. La fel în satul Chișteleță, liceul. Așa cazăjerie avem în Telenești, la secția de chirurgie, spitalului. Deci se încălzește apa cu solare, tot din acest program. Și nu o să ne oprim aici, fiindcă este păcat. Atâta combustibil avem noi în raion și în Moldova în general, să-l ardem pe dealuri când în spate cu dânsul să ne încălzim. Că banii cei care noi cheltuim valută, cumpărăm din alte țări, cărbune, gaz și mai departe, îi putem da la cei agenții economici de la noi din țară, din raion, ca să nu plece din alte țări să câștige un peste pâine, că poate aici să se angajeze la lucru. Noi, într-un fel, angajăm oameni, deci la cei care colectează paiele, ori alt fel de deșeuri din dealuri, la cei care le prelucrează. Și încă vreau să vă spun un lucru. Noi am depus un proiect, o țină rână la Fondul Ecologic din Republica Moldova, unde am câștigat 2 linii de producere a fileților și a pechetelor. Acum, una de trânsele noi am probat-o, deja cei de producerea a fileților, acum am avem vreo 2 săptămâni când am primit-o pe a 2-a linie, care își producă brichete exact pentru cazăjerea dumneavoastră. Eu cred că cel puțin în timp de o lună jumate noi să le punem în funcție și o să avem raion de a produce combustibil pentru cazăjerii, ca să nu le cumpărăm din alte părți. Deci este un avantaj foarte mare și vă zic că nu o să ne oprim la asta. Pentru că în țările europene, mai ales eu personal a fost în Suedia, acolo absolut țara așa de bogată, se zic în general de cărbune, de gaz, tot ce arde nu se aruncă, se prelucrează, pe urmă se folosește ca combustibil. De aceea eu vă zic că așa oamenii se educă din școală, educă copiii așa, că absolut tot ce arde, vă zic, hârtie, deșeuri de lemn, carton, tot absolut, nu se aruncă nimic, tot se acumulează, se prelucrează, pe urmă se folosește ca combustibil. Numai așa vă vedem bogați. Noi investim, deci, nu numai în aprovizionarea căldură a instituțiilor, dar în general. Dumneavoastră vedeți aici, trebuie să schimbați geamurile, pentru că era
nu era normal să faci căldură, pe urmă geamuri să iasă afară. Deci să schimba geamurile ca să consolidăm căldura. Acum vedeți că o să se simte bine. O să fie cald. La voi rămâne numai una. Ce rămâne de la voi? Să învățați bine, pentru că păreri de rău, vreau să vă spun. Vă spun cu păreri de rău, că ultimul timp, la noi, Republica Moldova, nu prea este calitate în învățământ. Dar ne-am vorbit de lucrul acesta pe rezultate bacalaureatul de anul trecut, care în sfârșit s-a întreprins și măsuri, așa ca să nu. Dar la voi eu știu că în școală nu sunt copii, asta eu știu, da? Dar sunt care copii. Da. Și e că anul trecut s-a observat că dacă nu s-a copiat, rezultatele sunt chiar atât de bune. Dacă să avem noi, așa cum a zis eu, posibilități de a deveni o țară bogată, trebuie să avem cunoștință. Este un proverb. Pentru a construi ceva trebuie să știi, dar pentru a ști trebuie să înveți. Omul prima dată când a apărut pământ, a apărut din necesitatea lui. Trebuie să hrănească bine, să aibă grijă de sănătate, să facă condiții de trai și când au apucat să le facă, au văzut că nu i-au ajuns cunoștință. Și a apărut necesitatea de a învăța. Și asta, cât o să trăim noi pământ, această necesitate o să fie și crește mai mult și mai mult. De aceea eu vreau să vă fericit cu această sărbătoră de azi, că într-adevăr e un plus pentru voi și vă rog și vă chem să ascultați de profesori, că aveți profesori buni în sat, studiați, să terminați gimnaziu, să faceți la liceu, primul la facultate, să știți a scrie, fiindcă noi trebuie ca proiectele astea care sunt, trebuie cineva să le scrie, să le aperi, primul să aduci bani, dar ca să scrii un proiect trebuie să cunoști. Iar trebuie să începe de la cunoștință. Deci eu vă doresc dumneavoastră copii sănătate și succes mare în studii. Până la voi asta se cere astăzi mai mult. Până în viață o să mai pui mai multe cerințe. Și noi nu o să ne oprim așa. O să vedeți că peste un an, poate la anul viitor, cred că m-am schimbat atât chiar și eu am văzut doamna directoare. Ca să va fi încă mai bine. Condițiile să avem. Acest cadou pentru voi și vă doresc încă o dată să spun mari succes la învățătură. Cuvânt este o cheră domnului Magnet Vasile, reprezentat cu Cred că ar fi normal să începem cu aceea că între fondurile investiții sociale din Moldova și administrația locală Vasien, în realizarea acestui proiect a fost o colaborare destul de constructivă, ceea ce suntem recunoscători pentru faptul ăsta. Am venit aici cu investiții la dumneavoastră în sat, în gimnaziu, pentru a vă crea un mediu confort, ca să vă simțiți mai bine, să învățați mai bine. Domnul președinte Raion a menționat faptul face multe investiții și pe viitor cred că se vor face sarcina dumneavoastră rămâne unică, da? Să învățați. Vreau să vă spun că în afară de asta a fost o colaborare destul de creativă cu serviciile desconcentrate de aici din Răgon, cu serviciul de pompier, cu serviciul ecologic, sănătatea publică și restul, care au participat la realizarea acestui subproiect. Astăzi suntem la etapa terminării acestui subproiect. Realizarea proiectului astăzi nu se termină, el trece într-o altă etapă, într-o perioadă de garanție. Perioada de garanție durează 6 luni de zile. Dumneavoastră administrație o să aveți posibilitate să urmăriți în timp comportarea utilajului, lucru, funcționarea lui și după 6 luni de zile, dacă se vită bine, zic că ne întâlnim la recepție finală. În perioada asta, orice neconformitate care poate apărea, poate să apară pe parcurs, zic că domnul primar sau doamna director cunoaște telefoanele de contact a contractorului, contractorul la prima chemare se întoarce aici la modul, la cazangerie, remediază neconformitatea și cazangeria lucrează mai departe.
Eu vreau să vă doresc dumneavoastră succes, sănătate, să aveți, într-adevăr, un confort climatologic potrivit și să aveți succes și note mai bune. Bună ziua la toți! Eu vin să vă mulțumesc la toți, nu să număr în față, a cei care au contribuit la, pentru acest proiect, începând de la părinți. Am avut o mare susținere la președintele Raionului, dacă îmi permiteți vă două cuvinte. A mai fost odată un proiect fi început aici la noi la școală, schimbea puterișul, tot fismul. Și ce s-a primit? S-au speriat de contribuții. Da, astăzi era, trebuie să fie acoperit școala, dar ei s-au speriat. Când am venit de la fond de investiții suma de bani care s-o facem noi contribuții, vă spun cinstit, m-am speriat și eu. Am venit la directoare, de unde găsăm 100 de mii. Cum se duce? La președintele Raionului. Fost la președintele Raionului, știți, domn președinte și mi-a spus, domn primar, citeți împreună cu directoare, puneți mâna pe un creion, așa și-o spus, eu țin minte cuvinte, puneți mâna pe creion și o să găsiți bani. 20% ale mele s-au fost răunat, restul 80.000, găsiți-le în localitate. Și într-adevăr a venit acasă și împreună cu contabil, șef și directoare în trei, creionul fermecat. În vreo 3 zile noi am găsit banii, s-a făcut adunare cu părinții, m-au susținut, 20.000 de la părinți, 60.000 a venit de la administrația publică locală. În cabinet am venit, nu-l dau la nimeni. Eu cred că ce s-a făcut astăzi, împreună cu fondul de investiții, împreună cu executori, s-a făcut efectuat un volum de lucrări enorm în acest... Proiectul a fost pornit de domnul Potruță, Vladimir, și mi-a căzut pe umerele mele mai departe. O lucrare de scos la capăt, într-adevăr. O colucrare între Consiliul Raional, între Fondul de Investiții, între executori. Da, da. Și vă spun, aici și-au dat acordul, cred, sute de oameni, până am văzut noi ce vedem astăzi. Eu cred că ce s-a făcut astăzi este un început. Eu aș vrea ca în satul Văsieni să văd niște panouri solare pe clădirea noastră, să încălzim apă, să putem colecta de la soare electricitate, energie solară, să o transformăm în electrică. Ia ca aici eu văd în satul aici să aprovizionăm, să creăm drumuri, să avem apă, să avem canalizare, să creăm condiții ca oamenii să vină la noi și nu fugă din satul nostru, să aibă școala copii. Și ne dorim la toți succes, la copii sănătate, nouă, iarăși sănătate, să putem alte proiecte și mai departe. Sunt are ex-primarul, colegul nostru, domnul Vladimir. Cunoscând problemele voastre, înghețând cu voi împreună, nu căzut momentul ca să participăm la concurs, am participat, ne-am depus toate eforturile ca să câștigăm proiectul, să învidem asta de realizat. Cred că viitor de acum nu o să fie frig, o să fie calm și voi o să răspătiți prin învățătură. Mulțumire au și elevii care așteaptă pe momentul ăsta de foarte mulți ani. Dragi oaspeți, din partea tuturor elevilor, vă mulțumesc enorm pentru gestul dumneavoastră.
biruitor și măreț. Vă considerăm binefăcătorii noștri care ne-au ameliorat simțul doar condițiile de studiu. Deci noi avem nevoie numai de căldura și afecțiunea dascălilor noștri scurt, ci și de căldura propriu-zisă, care își aduce și ea aportă la reușita noastră școlară. Părerea noastră este că într-un gimnaziu dotat din plin cu toate cele necesare, și elevii ar fi mai activi, mai tenace, mai perseverenți, mereu nerăbdători să sosească cât mai curând la școală. Și cum gimnaziul nostru deja a făcut un pas major spre modernizare, noi îndemnăm organele de conducere să nu stopeze aici și să continue în acest ritm. Iar pe dumneavoastră, dragi oaspeți, vă îndemnăm să fiți și în continuare mentori și, de ce nu, sponsorii gimnaziului nostru în parcurgerea acestei căi dificile. Vă mulțumim încă o dată și vă invităm să mai reveniți la noi în localitate, unde veți fi așteptați întotdeauna cu mare drag. Și de condiții respective. Pentru a concura cu elevii ce sunt instituționalizați în școlile de circumscripție Orășenești, elevii din gimnaziul nostru mai au nevoie și de următoare. Dotarea cabinetului de informatică cu un set de calculatoare, de utilaj modern la cantina școlară și de echipament sportiv. Având la dispoziție toate acestea, vom face față tuturor referințelor reformei educaționale. Mai doriți cineva să ia cuvântul? Ca pe surioara mea.
să mulțumesc la toți cei care s-au implicat în realizarea acestui subproiect, a proiectului demarat de Fondul de Investiții Sociale din Moldova. La elevi să vă doresc să învățați mai bine, n-a să aveți de acum o pricină că vii frig, eu cred și sper și zic că această problemă noi astăzi am rezolvat-o. Celelalte probleme le vom rezolva pe parcurs. Dar în primul rând, ceea ce se dă astăzi în folosința noastră, trebuie să fiți conștienți, să păstrați și să apreciați. Mulțumim încă o dată tuturor, vă doresc succes! Copiii mergi în toți acolo și se